Ieri, polițiștii și procurorii DIICOT au efectuat 4 percheziții domiciliare pe raza județelor Constanța și Tulcea. Acțiunea a vizat destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc. Cu ocazia efectuării unei percheziții domiciliare în orașul Năvodare a fost identificată o cultură indoor de cannabis, alcătuită din 248 de plante în diferite stadii de vegetație. Au fost ridicate fragmente vegetale în cantitate totală de aproximativ 20 de kilograme, în care s-a pus în evidență tetrahidrocannabinolul, un drog de mare risc. De asemenea, au fost confiscate echipamentele și substanțele folosite pentru întreținerea culturii. Din celelalte imobile percheziționate au fost ridicate bunuri folosite în activitatea infracțională, grindere metalice, telefoane mobile, calculatoare, cartele SIM, HDD-uri și SDD-uri. În cursul zilei de ieri, procurorii DIICOT au dispus și reținerea pentru 24 de ore a inculpaților Darie Silviu, Iazăr Diana Cristina, Moșescu Florin Vlad și Crețu Ștefan Daniel pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de droguri de mare risc.